Prima doamnă a ajunge astăzi în România cu un mesaj de la soțul ei, președintele american Joe Biden. Un mesaj de întărire a parteneriatului strategic în contextul războiului din Ucraina. Jill Biden va vizita mai întâi baza aeriană Mihail Kogălniceanu, iar mâine va veni la București. Cu toate detaliile, ni se alătură chiar acum colegul nostru Cristi Popovici. Bun găsit! Jill Biden va aduce în România mesajul soțului ei, Joe Biden, președintele Americii, mesaj de susținere a țării noastre, dar și a întregii regiuni de est a Europei în fața agresiunilor Rusiei. Prima doamnă ajunge astăzi la Mihail Cogânician unde se va întâlni cu militarii americani care sunt cantonați aici la baza militară, apoi mâine va avea mai multe întâlniri la București cu membri ai guvernului, precum și cu lucrători umanitari. De asemenea, prima doamnă a Americii va petrece timp cu cadrele didactice care le predau copiii lor ucrainieni strămutați. Este a doua vizită a primei doamne a Americii în România după cea din mai anul 2014 și la acel moment contextul militar era asemănător. Rusia anexa ilegal peninsula Crimea care aparținea Ucrainei, dând startul unor confruntări armate în zona Donbass, confruntări care au culminat cu războiul care a pornit pe 24 februarie în acest an când Vladimir Putin a decis invadarea țării vecine. În 2014 însă Jill Biden venea în România alături de de Joe Biden, care la acea dată era vicepreședintele statelor unite, Joe Biden atunci i a asigurat pe români de tot sprijinul și întărea parteneriatul strategic dintre țara noastră și statele unite ale Americii. Joe și Jill Biden formează un cuplu de peste 40 de ani, profesoară de limba engleză, Jill este femeia pe care președintele Americii s-a bazat în cele mai grele momente. Cei doi au trecut peste greutățile din cariera politică a lui Joe Biden, dar și peste Pierderea fiului lui Joe Biden, care a murit de cancer în 2015, moment în care acesta voia să renunțe la cariera politică.